2000 de turiști în Parâng. Noul telescaun din stațiunea montană Parâng atrage mii de turiști. În vacanța de iarnă, mii de persoane au folosit instalațiile pe cablu din stațiunea montană. În cele două săptămâni, 2000 de turiști s-au aflat în perla turismului din Valea Jiului. Din ajun de Crăciun și până ieri, în masivul Parâng au urcat aproximativ 2000 de oameni și poate numărul ar fi fost mai mare dacă Parâng ar fi avut mai multe locuri de cazare decât are la acest moment. Însă 2000 de oameni într-o mini-vacanță de sărbători este o cifră bună. Potrivit autorităților locale, numărul celor care au ales anul acesta stațiunea montană este mai mare comparativ cu anul trecut. Cu siguranță este un număr mai mare și nu s-a mai făcut cozi la telescaun așa cum s-a întâmplat în anii trecuți, pentru că telescaunul nou a fost exploatat foarte bine și a adus foarte mulți turiști în munte, astfel că evident accesul a fost mai facil și telescaunul vechi și-a făcut de asemenea treaba, însă capacitatea de transport a telescaunului vechi este net inferioară celui nou. O călătorie cu telescaunul costă 10 lei pentru adulți și 7 lei pentru copiii sub 12 ani. O călătorie dus-întors îi costă pe adulți 15 lei, iar pe copii 10 lei. Cei interesați pot face și abonamente.